Echipa de fotbal Cesea Steaua a obținut o victorie facilă în meciul din etapa a 19-a Ligia 4-a cu Aceron prim disputat pe terenul din complexul Ghencea. În fața unei asistențe de aproximativ 200 de persoane, roșii albaștri au deschis repede scorul în minutul 12 prin Alin Robu. La pauză scorul a fost 3-0 pentru echipa militară. Alin Predescu scrin de două ori, în minutul 27 printr-un șut din 16 metri și în minutul 44 din lovitură de pedeapsă. În partea a doua întâlnirii, jocul a rămas la discreția steli de Marius Lăcătuș, marcând de încă șase ori. Prin Alin Mărgărite de două ori, Mihai Cosmin Dimitrie un gol și Alin Robu de încă trei ori. Acesta, din urmă, totalizând patru reușite într-un singur meci. Prima repriză ne-a închinuit un pic, a fost 3-0, dar după ne-a revenit. Când ai mai dat patru goluri într-un meci? Anul trecut. Urmează un meci pe care îl considerați ceva mai greu. Cum vă pregătiți? O să ne pregătim intens, avem antrenamente și în weekend. Un adversar greu, dar... Sper să trecem cu, cu bine. Marți 26 martie CSEA Asteaua va juca în etapa a 20-a tot pe terenul din complexul Ghencia în compania echipei CS Progresul București 2005, locul 4 în clasamentul Eligia 4, -a, care a învins în această etapă cu 5 la 1 pe Bucharest United.